transferurile făcute în mandatul antrenorului Marius Baciu pot fi utile în continuarea echipei. Nimeni de la Sport Club Bacău nu a spus nimic despre faptul că vor pleca și ei odată cu Marius Baciu. Nu a adus niciun jucător astăiară. Marius Baciu, asta iarnă, jucătorul respectiv a adus Sport Club Bacău. Am spus-o dintotdeauna, da? Nu, antrenorul aduce jucători. Jucătorii aduce clubul care îi plătește, cu care îi încheie un contract. Contractul este cu Sport Club Bacău. Noi a adus Marius Baciu. Marius Baciu i-a propus. Noi am fost mulțumiți de ceea ce a propus el la timpul respectiv. Bărculeț, Medeșan sau Măjer, deși nu prea au jucat în mandatul lui Marius, au șansa de a demonstra în continuare că pot fi utili echipei în Liga Secundă. Sunt jucători și tineri, vis-a-vis de cei doi, Bărculeț și cu Medeșan. Este un jucător cu experiență Măjer pe care îl aștept să confirme, pentru că în prima oară asta poate n-a avut timp. Deci nu se pune problema ca... De fapt, oricum, nu sunt pe principiul acesta ca un antrenor să vină cu jucătorii lui. Nu este nici benefic și nici sănătos. Și nu se va întâmpla. Sport Club Bacău va strânge rândurile cel mai probabil pe 15 iulie, dar totul depinde de ședința Comitetului Executiv din cadrul Federației Române de Fotbal, programată pentru 6 iulie, când se va stabili calendarul competițional.